Am primit un mărțișor tare, deosebit și drăgălaș. Cred că așa mărțișoare, nu știu cine mai primește astăzi. Să știți că este un mărțișor adus de următorii noștri invitați. Și ei sunt tot așa, iată, tot așa, sunt uniți și întotdeauna împreună. Și mă bucur că în sfârșit ne-am întâlnit. Următorii noștri invitați sunt colegul nostru, jurnalist, Moldova 1, Radu Galbur. Bună seara, Radu! Bună seara! Și ce bine că în această seară te cunoaștem din postura ta de soț, de soțul Marinei Galbur. Marina, bună seara! Bună seara! Eu știam așa foarte puțin despre relația voastră și am zis că trebuie să aflăm mai multe detalii. Marina, zi-ne tu, fă-ne așa o introducere. Cum v-ați cunoscut voi? Grea întrebare. Da, asta a fost în 2014, în luna mai. 2014 nunta a fost, în 2003 ne-am cunoscut, eram în centru, la noi s-a organizat joc și acolo a fost prima noastră întâlnire, în luna mai, în luna august a urmat să începem să ne întâlnim, da? Aha, cum era întâlnire la câteva luni. În centrul, adică în centrul orașului? Da, Florești. Florești suntem de la Norta. Și iată, de atunci s-a legat o prietenie. Eram și colegi de liceu, dintr-un liceu venim. Acum... Și sunteți împreună? Asta e important. 20 de ani. Da. Mamă, felicitări! Mulțumim! În primul rând. Radu, tu ai abordat-o, tu ai fost cel care a abordat-o primul pe Marina? Evident. Evident că eu am fost primul și după prima întâlnire, când am văzut-o, deja gata, nu puteam sta liniștit, nu puteam dormi. Și mă gândeam cum. Și aici vreau să spun că, metaforic, prima mea dragoste a fost fotbalul. Pentru că să nu fost pasionat de fotbal, nu știu dacă eram împreună. Pentru că eu, după ce ne-am întâlnit prima dată, jucam fotbal cu prietenii care în curte la Marina. Și iată, jucând fotbal, tot mai des ne vedem. De asta și spun că să nu fost pasionat de fotbal, poate nu avem să... Da, să ajungem la inima Marinei. Nu, să ajungem să fim împreună. Uh-huh. Și iată așa cum sportul sau fotbalul m-a ajutat să-mi găsesc a doua jumătate. Da, și voi sunteți împreună de când erați copii. Putem spune eu așa? Eu sigur eram copil, eu aveam 14 ani, clasa 8-a. Acum nu știu, mă uit la copii de clasa 8-a și nu știu dacă... Dar iată, cam așa s-a început totul. Deci tu erai în clasa 8-a, 14 ani, da. Și tu, Marina? A 10. Da, clasa 10, 16. Și, deci, există o diferență de 2 ani de zile. Și cum a fost primită și privită relația voastră la început? Așa, că nu a fost luată în serios, probabil. Ca copii. Ca dragoste din adolescență, cred că așa. Da, și... Da, mai multe pretenții au la Marina. Cum te uiți la copilul ăsta de 14 ani? Deci, aici vine întrebarea pentru Marina. Marina, prin ce te-a cucerit sau te-a convins, Radu? Ce ai găsit tu în el? Și ai zis că ăsta-i. Insistență. Așa. Ca un jurnalist adevărat. E bine, atunci nu știam. Atunci nu, dar uite. Calități care se cultivă din adolescență și din copilărie. Nu știu, era tandru, sporta frumos. Deci, băiat bun. Ca da, un adevărat cuceritor. Cuceritor. Prin bunătate și prin bun simț. Și prima dată când v-ați întâlnit cu părinții unul la altuia, cum a fost? Vă mai amintiți momentul acela? Da, dar deja atunci aveam... Câțiva ani deja eram împreună și cumva toți deja știau și așa a fost nimic complicat. Nunta a venit în 2014, deci cum? La 11 ani după. Uh-huh. Și întrebarea aia, de ce a durat atât? De ce? Păi, iată exact această întrebare, ne-o dădeau toți prietenii. Deci, băi, vă întâlniți deja
8, bun, 8 ani, 9 ani. Păi, da bun, trebuia să mă căsătoresc că eram la liceu sau în anul întâi la universitate. Oricum am așteptat să trecem toate etapele. Deci până la urmă, nunta așa, a fost o simplă, o formalitate, pentru că eram împreună și de mult timp. Da, și oricum locuiați împreună și... Da, da, exact. Și cumva așa, nunta deja era un proces, trebuia să fie, oricum. Cum a fost nunta, Marina? Frumos. Numai că nu prea mi-aduc aminte. A trecut foarte repede, ca un vis. M-am trezit dimineața și gata. Acum dimineața, acum seara, acum s-a dus nunta. Da. Ai avut o rochie de mireasă așa cum ți-ai dorit-o, așa cum ai visat-o? Da. Da. Și la cât timp a venit și primul copil? Că mie îmi place, pur și simplu, la voi e tot așa... Așa cum scrie cartea. Relație, nuntă și copilul după la un an. Exact, la un an, da. Uh-huh. În august. Nunta a fost 30, copilul 16 august, la un an după. Aveți doi copii. Da. Marina, da, zi-mi, Radu, pentru că lucrează în televiziune. Și noi știm că munca în televiziune nu este cea mai normală, să spun așa. Cum e să trăiești în casă cu un jurnalist? Deja m-am obișnuit cumva. Bun, și Radu, eu sunt înțelegător și mie îmi place munca pe care o fac, adică cumva ne susținem reciproc. Știu că el e legat și mai mult trebuie să fie prezent la serviciu, cumva iau eu în mâinile mele, când eu trebuie să fiu prezent, Radu e cel care preia estafeta. Uh-huh. Deci e cumva, ne suplinim unul cu celălalt. Și Radu, zi-ne și tu, faptul că faci munca asta de mulți ani, nu că te super, dar câteodată ți-ai fi dorit să ai poate un loc de muncă, un job un pic mai... Nu, cred că nu. Niciodată. Cred că nu. De fapt, toate, dacă mă întrebai de munca mea, dar eu știu din timp, când haideți să luăm exemplu campionatului mondial, dar știam din timp și ne-am organizat așa, ca în perioada aceea să fie totul ca la cap. Bine, doar eu nu eram acasă atunci. Da. Dar în rest, acasă era, știam că e totul ok, totul în regulă. Uh-huh. Și cam așa stau lucrurile. Pe ce dată ați făcut nunta? 30 august. 30 august. Deci anul acesta, în 2023, o să fie... 9 ani. Așa. Voi sărbătoriți de obicei, iată, aniversările nunților, vă faceți cadouri, nu știu, plecați în vreo călătorie? Sărbătorim aniversarea în fiecare an, dar anul acesta am zis că trecem și pe călătorie. Oh, așa să fie! Mersi mult pentru că ați acceptat invitația noastră și ați acceptat să ne povestiți un pic despre viața de familie. Vă doresc încă, nu încă 20, dar încă 40 de ani înainte, împreună, și să păstrați căldura asta, că se simte o căldură între voi. Mulțumim tare, tare mult! Mulțumim și... Mersi frumos! Mulțumim! Ne mai vedem!